Trebuie să fim vigilenți și la faptul unde ne informăm, de unde ne informăm. O adevărată armă periculoasă este dezinformarea. Aceasta este o modalitate rapidă și destul de ieftină de a destabiliza societățile și de a pregăti scena pentru potențiale acțiuni militare. Cum și de unde ne informăm, vedem în materialul care urmează. Știrile false sau neverificate inundă deja rețelele de socializare și canalele media. Acestea pot fi asemeni unei arme de război folosită în interese politice. Când e vorba de stări de criză, de incertitudine, e un sol fertil pentru ca să apară astfel de știri. De regulă, acei care sunt rău intenționați și doresc să ajungă la cât mai multă lume, să provoace stări de panică sau să destabilizeze situația. Atât jurnaliștii cât și consumatorii de media ar trebui să fie foarte atenți atunci când preiau unele știri sau când decid să publice anumite informații. Nu întotdeauna poți să-ți dai seama, și consumatorii de media, dar și jurnaliști, poți să-și dea seama dacă e adevărat sau nu. Deci ei ziceam că în situațiile astea ar trebui să recurgem la surse sigure, surse oficiale. Atunci când nu suntem siguri, trebuie să verificăm din mai multe surse. Nu ne bazăm doar pe ceea ce vedem pe ecran. Acum imaginile pot fi prelucrate tehnic, textele pot fi schimbate, deci e o întreagă operă, ca să zic așa. Lucrează armate întregi de oameni ca să producă astfel de falsuri. Pentru a informa cetățenii moldoveni, guvernul a lansat canalul oficial de Telegram Prima Sursă, unde vor fi plasate informații veridice și vor fi dezmințite falsurile și manipulările. De la declanșarea războiului în Ucraina, deja au circulat în spațiul informațional anumite falsuri. E vorba de acel material în care se spune că se vor produce înrolări în armată, care a fost, de fapt, dezmințită deja. Cei care distribuie astfel de falsuri poartă răspundere penală. De aceea, informați-vă din surse oficiale, gândiți critic și nu vă lăsați manipulați.